Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. Florin Ristei a postat un mesaj pe rețelele de socializare și a dat de gândit fanilor. Timpul vindecă tot este mesajul lui Florin Ristei, care n-a specificat dacă este vorba despre titlul noii sale piese sau reprezintă o resemnare a despărțirii de Naomi Headman. Florin Ristei spunea în 2021 că încă nu a cerut-o de soție pe iubită, însă nu exclude acest fapt, nu. Am dat niciun inel. Odată am luat mărimea cu o ață, în joacă. Și săptămâna trecută făceam curat prin casă și am călcat pe ceva și zic, uite. Și-a scăpat cineva un nasture. Ce crezi, era un inel pe jos. Din greșeală am călcat și tot din greșeală l-am băgat sub pat, a povestit Florin Ristei, jurat X-Factor. Naomi Headman, pantera de la X-Factor, super apariție din punct de vedere fizic, mai puțin din punct de vedere artistic. Pentru că le-a fost milă să o piardă, Răzvan și Dani, prezentatorii show-ului, i-au mai dat lui Naomi o șansă și aici a intrat în peisaj Florin Ristei, care s-a oferit să o ajute să treacă proba eliminatorie. A reușit să treacă și proba, a ajuns în echipa Deliei și a ajuns și la inima lui Ristei. De atunci cei doi își afișează frumos povestea de dragoste pe toate mediile de socializare. Ba mai mult, acum câteva zile, mulatra a apărut în matinalul aniversar Neața cu Răzvan și Dani, unde ochiageri ai audienței au observat că Naomi poartă pe deget un frumos inel. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.